Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Haideți să încercăm să vorbim despre un subiect mult, mult mai serios decât începutul emisiunii și ceva mai serios decât obișnuim să vorbim în Deșteptarea. Am văzut o știre despre o decizie a Curții Supreme de Justiție. Și dacă sunteți percepții avocați, juriști, poate cine știe, chiar magistrați, procurori, poate un onorat domn judecător sau doamnă judecător, puteți să sunați, nu-i nevoie să ziceți că sunteți judecător, numai să înțelegem noi. Vă păstrăm anonimatul. Deci Curtea Supremă de Justiție pare să fi decis că dacă ai un nivel de trai mic, adică dacă ești sărac, sărman, și daunele morale pe care ai dreptul să le primești, în cazul în care decide instanța, ar trebui să fie mai mici decât în cazul unui bogat. Ia uite, zaf se încruntă. Deci de ce n-ar trebui să fie invers? Da, nu, asta m-a frapat. Deci, în alta curte de casație justiția, casat recent o hotărâre alte instanțe, deoarece aceasta ar fi acordat despăgubiri morale într-un caz, fără să ia în calcul, citez, condițiile de viață ale victimelor și nivelul de trai existent în acest stat, așa încât reparația bănească să nu conducă la o îmbogățire fără just temeia beneficiarilor. Am încheiat citatul. Adică, din ce înțeleg eu, judecătorii au considerat, deci, că nivelul de trai al victimelor implică și un anumit nivel al despăgubirilor ce pot fi acordate. Așa înțeleg. Adică, dacă victimele sunt mai sărăcuțe, nu le poți da despăgubiri prea mari. Că asta îi îmbogățește. Asta înțeleg eu din ce spune Curtea Supremă. Deci, dar dacă victimele ar fi deja bogate, ar merita despăgubiri mai mari, că nu se mai îmbogățesc așa ușor. Adică le trebuie mult, ei sunt deja bogați. Mai... Păi și n-are logică, deci să le mai dai atunci dacă sunt oricum deja. Oricum de multe ori n-are logică treaba asta cu, adică din ce am mai văzut și eu, mai ales prin știri, că n-am avut de a face niciodată cu despăgubirile morale, n-am înțeles niciodată care sunt, care-i temeiul, cum se cuantifică despăgubirile morale, dacă să zicem un om este accidentat mortal, iar familia primește niște despăgubiri morale din partea celui care a cauzat accidentul. Am văzut că se întâmplă chestia asta. Și am văzut fel de fel de sume care nu, adică nu înțeleg cum poți să cuantifici durerea unei familii și cum te raportezi la vinovat. Exact, la asta se referă și motivarea Curții Supreme. Citesc din nou. Vă rog să fiți atenți, că e un paragraf scris în termeni mai complicat juridic așa, dar poate fi urmărit. Deci, citez din motivarea Curții Supreme. Aceste nuanțe sunt importante și au semnificația lor proprie atunci când în discuție se află compensarea prejudiciilor de ordin moral provocate prin suferințele de ordin sufletesc, moral și psihic, îndurate de rudele celor decedați în accidente, având în vedere dimensiunea majoră a acestora, aproape sau chiar incomensurabilă, și imposibilitatea, din acest motiv, a acoperirii integrale a unor atare prejudicii, am încheiat citatul, adică instanța supremă, curtea de ICCJ, spune că pierderea cuiva drag este o traumă incomensurabilă, oricum nu poate fi compensată cumva cu bani. Corect. Cât plătești că ți-a murit copilul, știi, că ți-a omorât copilul, cât să plătească ăla. După care, curtea continuă. Citesc din nou. Tendința dimensionării daunelor acordate spre același nivel major al prejudiciului încercat, adică să dai daune mari că prejudiciul e mare, devine un factor de rupere a echilibrului și de pierderea calității de satisfacție echitabilă a daunelor morale. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, nu poți măsura în bani pierderea cuiva drag, deci mai bine nici nu încercăm. Așa că să oferim daune morale simbolice, ca nu care cumva cei aflați în suferință să se îmbogățească din asta. Eu asta înțeleg din această motivare. Da, da, da. Bun, ce părere aveți? Știu că e un subiect dificil, dar pe mine m-a frapat această abordare. Știrea circulă, sunt diverse comentarii, am văzut-o pe o rețea socială. Cred că putem vorbi despre asta. Deci, cum vi se pare? E ceva ce ne scapă nouă încă o dată? E vreun avocat, jurist pe recepție, vreun judecător să ne explice care este ideea? Și ce credeți, în afară de asta, opinia voastră de cetățeni în această țară, că până la urmă pe toți ne privește justiția, credeți că daunele morale plătite unor victime sau supraviețuitorilor trebuie să aibă legătură cu venitul acestora? Adică dacă ai venit mai mic,
daune morale mai mici, să nu care cumva să te îmbogățești, pentru că oricum nu poate fi acoperită durerea în bani, nu? Compensată în bani pierderea cuiva drag. Și dacă ești mai bogat, primești mai mult. Că până la urmă, dacă ești, ai un milion în bancă, dacă îți dai 10.000 de lei, nu te-a dat pe spate. Dar dacă ai numai 10.000 de lei în bancă și salariul de 1.000 de lei, 10.000 de lei înseamnă mult. Ia o daună morală de 10.000 de lei și taci din gură că ești sărac. Ok? 0372069599 este numărul nostru de telefon. Explicați-ne ce ne scapă. Haideți să lămurim asta și spuneți-ne dacă credeți că ar trebui să aibă legătură sau nu cu veniturile celor care primesc daunele morale. Să vorbim despre această regulă pe care, la care se referă Curtea de Casație și Justiție, în alta Curte de Casație și Justiție, și anume că daunele morale trebuie acordate în legătură cu veniturile victimelor, ca nu ca cumva să existe riscul de îmbogățire. Dar nu se ține cont și de veniturile celeilalte părți? Și asta ar fi o întrebare. Pentru că dacă victima e săracă și cealaltă parte e bogată, bogată, da, e relativ ok. Da. Dar dacă victima e bogată și viceversa, și celălalt este sărac, cum facem? Uh-huh. Atunci e o problemă destul de mare. Evident că avem multe mesaje și telefoane, pentru că nu ne lăsați la greu. 0372069599. Să vedem dacă mai avem timp să vorbim și cu cei care vor suna de acum înainte. Hai să vorbim cu un avocat. Laurențiu e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, magistre. Deci... Asta, bună, mă bucur că am intrat în direct cu voi, este pentru prima dată. Mulțumim că ne-ai sunat. Deci ajută-ne să înțelegem ce se întâmplă aici cu daunele astea. Să vă ajut să înțelegeți pe noastră și pe ascultător. Da. Ideea care se analizează în principal în astfel de cauze este exact cum aș ști și voi mai înainte, că nu există o îmbogățire fără justă cauză și cu precădere se analizează nivelul de trai al victimei anterior întâmplării accidentului. Asta în cazul în care avem de-a face cu o victimă care are doar o vătămaie corporală sau are o vătămaie corporală. În cazul unei victime decedate, atunci se analizează care sunt persoanele pe care le avea în întreținere și care era nivelul de trai pe care îl oferea celor aparținători. Deci, dacă, Doamne ferește, să zicem, este rănit fiul unui milionar din România, multimilionar, care, nu știu ce, atunci milionarul respectiv e îndreptățit la daune morale mai mari decât fiul unui cetățean obișnuit? Da, am înțeles ce spui. Sunt două aspecte. Sunt daunele materiale și daunele morale. Nu, morale, zic. Că despre asta e vorba. La prejudiciu moral, aici, într-adevăr, se analizează impactul odată. Impactul psihologic. Aici este o problemă discutabilă, pentru că suferința, dacă e să o luăm în caz concret, aici vorbim strict de suferință. Da. De suferința care, într-adevăr, cum spuneți și voi, nu poate fi cuantificată. Nu pot să spun că nivelul unui suferinței la un om care trăiește cu salariul minim pe economie este mai mic decât al unui care e milionar. Asta e total greșit și nici mie nu mi se pare injust, din punctul meu de vedere, dacă ne vine o altura morală. Dar, pe de altă parte, se încearcă oarecum confuz, pentru că nu există un criteriu, nu există niciun fel de etalon. Criteriul la care se referă, la care se referă onorata Curte Supremă este să nu existe posibilitatea de îmbogățire. Asta este, îmbogățirea fără justă cauză, da. Iar aici ar fi chestia total, nu știu să spun, e discutabilă. Uh-huh. Am văzut în instanță atât daune pentru deces de 30.000 de euro, ceea ce mi s-a părut foarte infime, da? Uh-huh. Cât și daune care s-au ridicat la câteva sute de mii de euro. Ceea ce vreau să spun este că diferența este foarte mare între ele, ca și, am ca înțeles, și praguri. Însă, având în vedere că nu există un etalon, un tabel clar, se încearcă chestia asta. Băi, omul ăla aducea în viața familiei, avea un nivel de trai de genul ăsta, putea să realizeze, avea o carieră de succes, realiza lunar sau, mă rog, perioade considerabile. Și da, da, asta este... Asta e o situație în care poți să cuantifici cât de cât. Dacă e vorba de decesul unui copil, de exemplu, și de banii pe care îi primește familia, acolo copilul nu aduce nimic. Adică nu poți să cuantifici. Atunci, acolo cum faci? Trebuie să repezi puțin întrebarea, că sunt la volan. Cum faci în situația în care decedează un copil într-un accident rutier, de exemplu, și familia primește despăgubiri, daune morale? Acolo copilul
era doar bucuria acelei familii. Cum cantifici exact. Tu? Ăsta este impactul cel mai mare. Să știi că vreau să spun ca exemplu unde am văzut astfel de chestii, cum s-a analizat, știu că pare ciudat, dar este un criteriu, am văzut în alte hotărâri, faptul că era unicul copil. A contat și a ridicat suma cuantumul prejudiciului. Mulțumesc, Laurențiu, mai avem. Hai să vorbim și cu Mihai. Mihai, bună dimineața. Mihai e jurist, nu? Da. Bună dimineața, da. Poți să ne explici? Da. Te rog. Asta este un criteriu care a fost dintotdeauna avut în vedere din instanțele de judecată în momentul când se cuantifică daunele morale. Nu cred că a fost scris în mod expres de cele mai multe ori, dar da, instanțele obișnuiesc să aibă în vedere care este nivelul de trai al victimelor. Și ți se pare normal? Adică dacă ești sărac, primești mai puțin? Ca să înțelegeți situația generală, în primul rând, dumneavoastră discutați despre o decizie într-o cauză. Cred că este un recurs acolo, dacă nu mă înșel. Da, casează adică o decizie în care s-a apreciat că Curtea de Apel a acordat o sumă prea mare, cam asta e. Da, da, este o decizie de speță. Da. În alta curte pronunță și decizii de îndrumare, care sunt obligatorii pentru toate instanțele. Decizia asta este obligatorie doar în cauza asta. E un dosar cu un obiect specific, are o mulțime de criterii care au fost avute în vedere de instanță la momentul la care s-a pronunțat acțiunea și cu siguranță nu ăsta este singurul. Înțeleg, dar tocmai tu mi-ai spus că de obicei cam asta e legătura, nu? Se face o legătură, dar vreau să aveți în vedere și următorul aspect. De cele mai multe ori, părâții sau cei care trebuie să plătească bani în genul ăsta de cauză sunt societățile de asigurări. Și atunci când te judeci cu o societate de asigurări, tu ca reclamant ai posibilitatea să optezi între a te judeca la domiciliul tău, dacă mergi într-o acțiune în civil, sau să te judeci la sediul asigurătorului. Intrăm în detalii, eu înțeleg că e foarte complicat, da, intrăm în detalii foarte complicate. Păi nu mă interesează principiul, dacă... Păi, există o practică a avocaților să mute dosarele către instanțele din București, pentru că acolo daunele morale se plătesc în cuantum mai ridicat. Mulțumesc mult, Mihai, pentru explicații. Foarte interesant ce îmi spui, apropo de asta cu mutatul în București. Mai e și Alin, mai avem un minut. Alin, bună dimineața. Da. Ne-ai ascultat. Bună dimineața. Te rog, poți să pornesc de la ideea de suferință incomensurabilă și e clar că din punctul, adică eu nu sunt de specialitate. Uh-huh. Vorbesc din perspectiva unui om care nu este nici sărac, nici bogat. Da. Am o fetiță de 19 ani care reprezintă totul pentru mine. Uh-huh. De la asta plec. Ce înseamnă suferință incomensurabilă? Nu este aceeași suferință și pentru cel sărac și pentru cel bogat? Da, întreba cineva, ce săracul bogat plânge mai puțin decât bogat? Mai adică... puțin, exact. Acum, alt punct este ce înseamnă bogăție. Pentru cel sărac, care poate luptă exact pentru acel... O raportează copil la nivelul de trai mediu țară, din România. Se raportează greșit, pentru că pentru poate un om sărac luptă din toate puterile, sărac financiar, pentru bogăția lui, care e reprezentată de, să zicem, de copilul său. Da, mulțumesc, Alin, și pentru intervenția ta. Nu mai avem timp. Rămân în continuare nelămurit cu subiectul ăsta și pe undeva, adică mi se pare straniu să legi despăgubirile morale de starea de sărăcie, bunăstarea familiei. Da, de bunăstarea celui care suferă. Adică dacă câștigi mai puțin, dau-ne mai mici, să nu care cumva să te îmbogățești. Serios, mi se pare ceva foarte ciudat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.